Numărul cuplurilor tentate de o viață în doi a crescut în această vară de la o săptămână la alta. În unele weekenduri, ofițerii stării civile din Râmnicu Sărat au oficiat chiar și 10 căsătorii. Așa se face că numărul căsătoriilor înregistrate este ceva mai mare față de perioada similară a anului trecut. Până pe 15, când s-a intrat în post, au fost 196 de căsătorii, iar anul trecut au fost cu câteva mai puțin. Spre deosebire de anii trecuți, când cei mai mulți tineri alegeau să-și unească destinele în weekend, în 2016 căsătoriile oficiate la sfârșit de săptămână este aproape egal cu cel al căsătoriilor înregistrate de luni până vineri. Perioada de vară și toamnă au fost mai multe în weekend și în rest au fost mai multe în timpul săptămânii. Pe 15 noiembrie a început postul Crăciunului, care va dura până pe 24 decembrie. Potrivit canoanelor bisericești, în această perioadă nu se fac nunți.